Ca la noi, la nimeni. După ce s-a turnat asfaltul pe o stradă din Ploiești, a doua zi, dis de dimineață, a fost sesizată o avarie la o societate de telefonie. Cum cablurile erau în pământ, oamenii din zonă spun că asfaltul proaspăt turnat a fost spart. S-a întâmplat pe strada Troienilor din cartierul Malul Roșu, unde este amenajată o parcare. Oamenii din zonă s-au mirat când au observat că asfaltul proaspăt turnat este spart. Asta deși muncitorii spun că acolo unde au săpat ei nu era asfalt. Nu colaborăm cu ăla, Noi facem de capul nostru și după aia vine pe urmă telefonul, pe urmă vine apa, pe urmă vine gazele. E ceva, ceva nenatural. Absurd chiar. Dar n-am știut că s-a asfaltat și apoi s-au băgat cabluri și, din nou s-a spart. Autoritățile au fost anunțate că în zona a apărut o avarie la cablurile de telefonie care sunt în pământ. Între timp am fost sesizați de către reprezentanții Romtelecom că este o avarie în zonă. Lucrările au fost istate pe porțiunea care era afectată de lucrarea Romtelecom. Autoritățile spun că după intervenția muncitorilor de la societatea de telefonie, lucrările vor fi reluate, iar parcarea va arăta ca în prima zi.